Curios? Dacă nu te interesează, treci mai departe. Dacă te interesează, rămâi aici. De tarot vorbesc. Hai să vedem dacă primești vreun mesaj. Poate e pentru tine. Poate nu e pentru tine. Pentru cineva este. Hai să vedem ce cărți vin cu ce mesaje. De sus voi trage doar 3 cărți și să vedem ce poveste se leagă. Aș spune că e vorba de muncă, e vorba de carieră, e vorba de împlinirea voastră. În plan profesional în special. A ieșit cartea Hierofantul, este cartea angajamentului, dar și a angajării. Încât dacă pe undeva te preocupă o schimbare de job, de carieră, de meserie, de cale profesională, ar fi timpul să te gândești la asta. Dar nu oricum. Este și o carte a școlii, a școlarizării, a învățării, a calificării, a trecerii pe un nivel superior, pentru că, iată, următoarea carte este aceasta, din păcate întoarsă. Semn că îți lipsește ceva, îți lipsește o calificare, o specializare, o diplomă, un atestat, o recunoaștere sau poate chiar un anumit nivel de cunoștințe. Și această carte, împreună cu aceasta, care inspiră ideea de profesor, această care te îndeamnă să cauți cursul potrivit. Cartea potrivită, manualul potrivit, profesorul potrivit, domeniul potrivit. Poate nici măcar nu te-ai găsit calea din punct de vedere profesional și simți că pe undeva există altceva mai bun. Această carte e o carte a împlinirii noastre ca oameni prin meseria pe care o avem, în special. Deci vrem să ne angajăm în ceva care să ne și placă și să și facem treabă bună acolo. Este un semn că unii dintre cei care mă urmăriți aici vreți o recalificare, vreți o treaptă superioară. Căutați-o, pentru că imediat cartea a treia care a ieșit este un paș de cupe, este simbolul elevului, a copilașului care începe să studieze, să afle, foarte curios, foarte dornic, foarte avid de a descoperi mai mult și căruia și place ceea ce face. Nu numai că învață, nu mă duc la o școală că mă ceartă mama, mă duc că îmi place, mă duc că vreau, simt că din școala asta, lucrul ăsta pe care îl învăț, îmi voi găsi menirea, misiunea. Deci foarte posibil în curând mulți dintre cei care mă priviți aici veți găsi o cale profesională, dar care este pe vibrația misiunii voastre personale. Știți foarte bine că avem cu toții un rol pe acest pământ. Uneori avem meserii care n-au nicio treabă cu rolul nostru, pe când alții simțim că pe undeva există o cale potrivită pe vibrația noastră. Căutați-o, foarte mult o veți găsi. Studiind, căutând, întrebând, încercând mai multe variante, mai multe meserii și dintre toate una vă va împlini.